nu se mai înțeleg, Ana și Ștefan Măimăscu. E dansul banilor, am învățat cât doare, când au cumpărat și suflete ce n-au fost de vânzare. E dansul banilor, am învățat cât doare, când au cumpărat și suflete încet, ce n-au fost. Nu ne grăbim, avem timp. În seara, să luați loc pe canapea. Veniți încet, că nu ne grăbim. Nu alunecă, vă ajută colega mea, Paula. Stați liniștită că nu alunecă. Mergeți încetişor, încetişor, că nu ne grăbim. Dacă vreți să mi-e frică că alunecă și chec. E ok? Ați... E bine așa, v-ați așa comod, da? Bună seara! Doamna Măimăscu, ce ați pățit? Bună seara tuturor, doamna Simona și celor care sunteți aici. Ce să pățesc, doamna Mara, care sunteți? Ce să pățesc? Soțul meu a strâns o sumă de bani într-un loc unde a strâns el acolo. Când a cătat suma asta de bani pe care trebuia să ducă să-și facă nevoile lui necesare, n-a mai dat de ea. Eu sunt acuzată că am furat banii ăștia. Eu nu am luat niciun ban. Nici măcar nu i-am văzut. Da, stați o clipă. Hai să luăm așa un pic începutul. Vă rog să vă liniștiți. Vreți puțină apă? Vreți un pahar cu apă? Andrei, te rog, ajută-mă și pe mine cu un pahar cu apă pentru doamna Măimăscu. De când sunteți căsătorită, doamnă, cu domnul? 38 de ani. 38 de ani. Da. Și după 38 de ani, domnul Măimăscu nu are încredere în dumneavoastră și vă acuză de așa ceva? Da, doamnă, pentru că nu este primul caz. I s-a mai întâmplat mai de multe ori cazul ăsta. Și tot pe dumneavoastră? Și tot pe mine, Davina. V-a acuzat? Eu am furat banii și am trimis la mama, la neamurile mele, la nepoți, la copii, de așa, copii nu mai am că mi-a murit. Și în situația asta sunt acuzat de toate cele. Da, din totdeauna a fost așa o situație conflictuală între dumneavoastră, adică de 40 de ani sau acum, mai în ultimii ani? Am mai fost acuzată de așa ceva, de vreo două ori am mai fost acuzată, că a zis că eu i-am luat banii. Uh-huh. I-am furat și am trimis la copii, la nepoți. Chiar și azi dimineață, la cameră, la hotelul, ne-am găzuit, unde am fost, ne-a lăsat colegii dumneavoastră. A zis că am avut intermedial. Deci nu am luat eu banii, eu jur că n-am luat bani, dar am avut intermedial. Adică cine? Am dat pe altcineva ca să iei și să-i ducă. Adică să-i ați chemat dumneavoastră pe altcineva, da, în casă, da, să ia banii? Așa și-a făcut el impresia. Luați puțin apă de la colega mea, Paula. Și să vă liniștiți, că o să-i dăm de cap în seara asta. Eu o să le spun telespectatorilor că nu a mai fost altă soluție pentru soții Măimăscu decât aceea de a merge la testul poligraf, așa că doamna a mers la testul poligraf și până la sfârșitul emisiunii o să aflăm adevărul, nu? Da. Da, înțeleg că ați mers și pe la biserici. Da, am fost la Focșan, la trei biserici, am fost la Sfânta Mina. Chiar cu el am fost împreună, de-am pus. Și, am pus la Sfânta Mina, am pus la biserica capola militară și la una catolică. Că, Sfântul Mina? Da, am spus. Și la una catolică am pus, că așa mi-a zis niște doamne de prin Focșan, că ar fi bine să pui și acolo. Și tu nu v-a crezut? Și, dar la Sfânta Mina am pus pe 14 luna asta, acum ce a trecut, pe 14, acum face o lună. Ce-ați spus? Acatist, ce-ați spus? La rugăciune am pus. Am înțeles. Da. Și la astea două... Este practic recuperator de pagubă, cred că de-aia a fost doamna. Da, da, doamna, are moaștele, doamna Mara, pe 11 noiembrie. Doamna, da, soțul vă acuză și că ați avea iubiți? Da, doamna Simona, mă acuză că de când m-a luat, eu l-am înșalat pe dânsul. Am cuvântul meu și nu sunt acurăt. Dacă eu l-am înșalat, să mă înșale Dumnezeu pe mine. Stați un pic, domnul Măimăscu, sunteți gelos pe doamna că ar umbla cu alți domni? Doamna, dacă îmi permite să vă... Vă rog, vă permit, sigur. Eu nu am acuz cu asta, că de 4 ani de când sunt chinui în biețele astea și eu am fost ajutorul și am ținut și ligheanul de să-l țapară și nu știu ce. Eu am nevoie acum de adevăr la banii ăștia, că dar nu-ți primi banii, da, domnule, care dispare. Banii de așa asta. Eu am nevoie asta. Iar cu adăugat asta, asta e alta. Eu nu i-am spus. Domnule, de ce te scuz?
chiar te întreb, de ce te scuz când toată viața mea scos 18 ani de zile? Noi în timpul ăsta când am fost anchetați pentru problema asta, domnule, nu am spus, am nevoie numai de adevăr. Auzi, doamnă, dar a spus că și în trecut au mai dispărut niște sume de bani. Da, și a găsit persoana vinovată? Mereu îmi fură banii, nu poți să mă ții. Dar cum să nu aveți încredere în soția de 40 de ani? De ce o bănuiți pe ea? Nu, că e de-a doua, doamnă. E, păi, dumneavoastră ați ales-o. Din contra, îi cunosc firea acum. Într-atâta timp am avut timp să o cumpăr. Deci, și trebuie să mănânci un sac de sare cu femeia când e interesată. Ce sumă de bani era? De ce o cunoști? 40 milioane. 4.000 de lei. Dar zile trecute ați găsit vinovatul? Cum ați ajuns cu dânsul la o înțelegere și l-ați convins că nu dumneavoastră ați fost? Eu nici n-am fost să deschid asta. Ea a vrut să arate adevărul. Poate nu mai poate să mai suporte acuzațiile astea. De pe democrație atunci, aveam bani mai mulți. După Revoluție sau înainte? De Revoluție. Da. Așa. Am ascuns banii și n-aveam încredere prea mare în ea. Mai bine îi puneați la bănci, domnul Maimăscu. Și îi puneam, dar ea îi ținea că atunci era tipicul ca să faci o leagă de treabă, ca să înmulțești un ban. Tractorul era 15.000. Și ați avut tractor? Nu, avea colectiv de vânzare. Am fost șofer. Am înțeles. Da. Iar cele mari era 25.000. Și aveam un băiat care lucra acolo la tractoare. Și am zis, măi, îți dau 5.000 la tractor și pus banii tractorului ca să îmi aduci și pe 4-5 tractoare aici acasă. Băiatul, vrei să-i încheia Burești acum? Că am egoist, încă murise mama lor și poate mă dușmănește și în ziua de azi, să zic așa. Nu cred, dar așa pui o ipoteză. Nu vreau să-i aduc așa. Mi-am întors aboichii către o casă, că am 3 băieți. La unul i-a făcut în casă la 14 ani, când era el de 14 ani. La unul i-am cumpărat, înainte de democrație, i-am cumpărat într-o cătună a comunei Fitănești, i-am cumpărat casă. Și acum rămâs al treilea, ca să rămâie în casa mea de drept, care am locuit acolo cu femeia prima 17 ani, iar cu ea am locuit 23. Păi aveți mai mulți ani cu doamna decât cu prima soție. Da. Dar de ce nu aveți încredere în doamna? Ce v-a făcut să vă pierdeți încrederea în dânsa? Multe trebuie s-au întâmplat între noi acolo. Totdeauna când puneam portofelul, deci o serie de bani care era pentru cheltuia la casă, era acolo chiar, stăm într-o bucătărie, casa, numai ne ducem din formă pe ea, trecem când avem nevoie, să luăm la un frigider o bucată de carne sau la camară să luăm bulion sau ceapă sau ce trebuie acolo. Dar încolo nu locuim. Am locuit întâiași dată când am făcut casa, prin 2002, cam așa ceva. Am locuit un an în ea. De acolo am făcut o bucătărie și călduroasă, iarna de care fel. Nu-ți vine. Păi și domnul Maimăscu, ați făcut casă frumoasă, nouă, ca să locuiți într-o bucătărie? Da, doamnă, dar acolo iarna asta e boierește la mai eu. Avem sobă în casă, dar nu încălzește, doamna. Am sobă de... Oameni buni, dar știți ce mă gândeam eu? Suntem în săptămâna mare, azi e joia mare, oamenii acasă înroșesc ouă, se pregătesc de sfânta sărbătoare a învierii și dumneavoastră vă certați cu soția, tocmai în săptămâna asta sfântă. Eu am făcut rău ieri, când am văzut că vine de la televiziune, trebuia să înhăm calul și să plec. Pe vale, la bucă, spuneam Tirel. Domnul Maimăscu, nu e posibil să fi venit în casă vreun nepot, vreun vecin să fi dat de banii ăia? În casă nu locuiesc cu nimeni decât cu ea. Să fi venit cineva? Băieții are casele lor, chiar la 50 de metri de casa mea. Am făcut casa asta numai pentru ea. Am înțeles, dar...